Salutare tuturor, am revenit după foarte mult timp de pauză în care n-am mai filmat absolut nimic despre mașini din cauza de timp și din cauza că n-am mai avut ce filma care să merite. Pe el poate îl cunoașteți deja. Băi, de ce incredibil, respir greu, nu? Ciprian, dacă încă nu ați văzut vlogul cu el, celălalt vlog, primul vlog de fapt, cu fosta sa mașină. Cum sună asta? Fosta sa mașină. Ce dramatic sună. Un Audi TT 2015. În fine, vedeți voi acolo, las link în descriere. Salutare, Ciprian. Cu ce mașină filmăm azi? De data asta ceva diferit. Ceva care tinde spre infinit, cum s-ar spune. Infiniti Q60S. Q60S. Ce an? 2018. Motorizare? 2.0 de la Mercedes. Benzină. Turbo, benzină, 211 cai. Ca să se știe, mașina o ai de foarte puțin timp, cred că o săptămână, nu? Ceva de da. Cam da, așa. O săptămână, azi o săptămână. De aici trebuie să-și faptul că încă nu ai apucat să-i faci absolut nimic. Nicio modificare, niciun. Față de cum era TT-ul. Având în vedere care motorul de Mercedes, cutia ce, despre ce cutie vorbim? Tot Mercedes. Și platforma. Platforma șase. Mercedes, nu? Da, da. Și de dimensiuni undeva. Și dimensiunile e un fel de clas coupe, cam E-coupe. Ok. Cam același lucru. Bă, și cutia în câte rapoarte vine? 7. 7 rapoarte și din câte mi-ai zis tu anterior, este orientată spre confort mai mult, nu? Da, nu da, atât da. De agresivă față de TT-ul sau bine, este și tot Infiniti mai are o versiune, da, care este un pic mai agresivă, 3.0 biturbo, 405 cai, motor Mercedes. Nu, nu. Ala e motor Nissan. Dar nu schimbă mai nimic decât motorul. Decât rest, motorul și atât. Și design și mai nimic, doar că are mai mulți cai și cam atât. Da. Cutia dual clutch, cum îi zice? Ambreiaj dublu ambreiaj sau convertizor? Deci nu știu. Asta nu știi. Nu știu, este la fel cum au merțanele. Ca să moară băiatul. Cred că dublu ambreiaj s-ar putea și cu un soft care să meargă, care tinde spre confort, man. Da, 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 nu e ca la Mercedes, este când schimbă mai soft, mai soft, da, da, da. Mai lean, așa. Uite, îți dă timp așa să te obișnuiești. Da, da, da. Acum avem un drive pe modul de condus confort, nu? Da, sau normal, are standard, snow. Dar nu știu de ce, pentru având că având în vedere că e propulsie, da, în spate și nu știu de ce are snow. Ca să te dai cu schiurile cu sport și cam atât. Ce masă are mașina? 1720. Ca un 1700. Clas coupe. Cu ce pachete de echipare vin mașinile astea în general? Sau nu prea poți să alegi. E ceva standard, fiindcă și îți bagă de toate. Ah, ok. Deci nu prea ai ce alegi. Piele peste tot. Standard și de cât poți să alegi? Premium și sport. Ah, ok. Singurul lucru este ce schimbă, asta e sport. Da. Singurul lucru ce schimbă la sport sunt geantele, da, și care padele. Atât. Oh. Nu schimbă nimic altceva. Și, padel. Și suspensia parcă să zic e un pic mai dură față de celălalt. Da. Dar chiar și așa, având în vedere că e pusă în confort acum, nu e foarte moale, nu? Din câte da, simt. Da, adică e un pic e cam e fermă, echilibrată, zicem, da, dar se vede că e și un pic ca să fie stabilă. Da, să da, da, da. Simți diferența mare între confort și modul sport? La suspensie? Nu. Se simte acolo fără, nu au umblat, ai acea suspensie. Da. De-aia cred că au echilibrat-o între un pic mai sport și confort și să se adapteze poate și în funcție de viteză, să se întărească și volanul, da, se întărește în funcție de viteză, dar la suspensie nu am simțit nimic. Nu știu. Bine, poate încă e prematur să vorbim prea multe detalii de genul, pentru că ai doar o săptămână. Da, nici nu cred că de două ori m-am plimbat cu ea. Da, da. Mai mult din ce am văzut și eu în alte vlog-uri. Consumul, din câte mi-a spus fratele, că îl ți-au dus de la 1000 de kilometri, nu? Da, ceva da. De genul. Cât scoate în autostradă? El a ajuns cu un consum de 6.4 și a spus că a mers cam la 125-130. E destul de ok, cred eu, fiind benzină și cu greutatea ei, TT-ul un consuma mai mult și avea 1300 de kg. Da, 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 da. Și avea tot motor 2.0. Exact. Alte dotări îți vin de serie cu GPS, chiar mă enervează chestia asta că nu pot să schimb de aici. A, deci nu pot să schimb. Care două ecrane, cea de sus este GPS și aici ai toate celelalte. Poți să pui clima, muzica și tot. Da, deci, da, cea de sus
e doar pentru GPS și stă activ tot timpul. Ai văzut un rusul. După cum am zis la începutul vlogului, tu ai avut un TT-ul pe care l-am probat și filmat. De ce ai ales să vinzi mașina aceea și de ce te-ai orientat către asta? Păi nu aveam de gând nici să o cumpăr pe cealaltă, nici să o cumpăr pe asta, dar piața a indus chestia asta practic. Da, a urcat prețurile la TT-uri, da. Au fost solicitate. Și eu am luat-o cu 25.000. Am ținut-o 2 ani și am vândut-o cu 30. Ok. Și cu stage 2, nu? Stage 2, da, bine, toate modificările care am făcut. Dar oricum n-ai pierdut nimic din gândești. Nu, chiar gata, m-am făcut știința ea. Și în schimb, am luat-o pe asta 3 ani mai nouă, din 2018. Cred că este superioară la interior, la confort și confort, la mărime și tot. Calitatea interiorului și mărime. Și m-a costat mai puțin, 23.900. 23.900. Și ea nouă este în jur la 50.000. Și ai luat-o cu câți kilometri? 80.000. Kilometri. Și asta este un motiv pentru care am cumpărat-o. Ele la second hand, prețul este cam peste 30.000 de euro. Deci prețul pieței în continuare, că second hand este peste 30. Și ai găsit-o cu 20. La modelul ăsta. Da. Și eu am găsit-o cu 23.900. Kilometri are puțin mai mulți. Ele sunt cam în jur la 50.000, așa, dar fiindcă a avut 80.000, da. Am luat-o cu vreo 10.000 de euro mai ieftin și oricum arată pe afară și prin interior, arată deci ca nouă. Fără probleme, fără niciun fel de alte chestii ascunse, nu? Că gen, când vezi prețurile, adică având în vedere că piața e atâta, când vezi prețurile astea atât de joase, atât de jos pe care l-ai, cu care ai achiziționat-o tu, aveai impresia la prima vedere că ar avea probleme ascunse, să zicem. Da. Dar da, ai garanție un an, nu? Am, da. Okay. Și piața a fost motivul. Oricum, deci piața asta a indus și vânzarea acelei mașini și cumpără. Că, eu nu sunt fan de o marcă anume sau așa. Da, și orientez spre ce îți place. Oricum, modelul ăsta l-am văzut de mai de mult și am pus ochii pe el. De ce ai ales asta în detrimentul uneia care să fie poate la nivel de sportivitate ca TT-ul? Ai vrut ceva mai comod, poate ceva mai spațios? Nu. Mașina asta mi-a plăcut de când a apărut, din 2018. Era prea scump atunci, când a ieșit. Eu căutam așa, în jur, la între 20-30 de mii. Da. Dar să fie ceva calitate-preț, ok. Și până nu a apărut o oportunitate așa bună, nu m-am aruncat. Zi-mi un avantaj și un dezavantaj față de TT-ul. Păi, confortul, bineînțeles. Dimensiunile. N-am probat în spate, dar cred că stai mult mai bine decât stăteai în aia. În TT-ul nu puteai să stai. Deci, voi, eu nu înțeleg cum le vând ăștia ca și patru locuri. Puneți-mă că sunt două locuri și un loc pentru ghiozdan. Da. E mult mai... Și am înțeles eu că impozitul matriculare și tot și la fabricație este mai scumpă dacă o vinzi ca o mașină cu două locuri. Ok. Dacă pui ca patru locuri, e ca o mașină normală. Nu e chiar așa sport sau nu știu cum o consideră ei și e mai ieftin să o lanseze pe piață. Da. Ce mai are? Insonorizarea. Sonorizarea este superioară, zici că e electrică, dacă mergi normal. Da, mergi normal și nici nu... Mărimea mașinii și cu asta poți să faci un drum lung, cu TT-ul nu era mai rigidă. Știu că era foarte rigidă, adică nu fuge, suspensia... nu fuge ca TT-ul. Da, ăsta e că dezavantajul față de ce, dar câștigi în schimb la celelalte chestii. Da, nu este chiar un dezavantaj. Merge și ea cât de cât, dar te incită, nu îți cere să-i tai. Parcă nu te provoacă atât de mult ca ăla. TT-ul era pentru curbe, da, ca era de scandal, de circuit, să te joci cu ea, era ca un kart. Nu, asta e alt stil de mașină. Da. Bun, și pe lângă prețul de achiziție, care sunt costurile de întreținere? Adică impozit, asigurare, ce asigurare ai? Am asigurare full, casco, nicio franciză, și dau 470 de euro. Pe an? Pe an. Aceeași asigurare ca pe TT-ul. Da. Impozitul încă nu ți-a venit, dar probabil va fi tot în jur de 150-170 de euro, având în vedere că e un 2000 turbo. Da, la Audi, având același motor, ceva ca ai mai mulți, am dat 160 de euro. La asta mă aștept undeva la 150. E așa costisitoare. Ca să-i schimbi uleiul și filtre și asta e ca sunt la un Mercedes. Normale, da. Cred că merită vorbit despre ele pentru că nu e ceva wow. Da. Asechibilă, nu? Să zici și piesele le găsești. Cum ai găsit pentru Mercedes, găsești și pentru asta, că au aceeași piese. Bun, povestește-ne puțin despre marcă, ce știi, pentru că înainte să-ți achiziționezi, știu că m-ai întrebat, bă, îți place Infiniti? Și am zis, nu, frate, că e electrică și... În fine, ce aveam eu în cap cu ce era în realitate mașina, n-avea nimic de văzut. De aceea, voiam să menționez că sunt foarte
puțin văzute, mai ales modelele astea. Cele mai văzute, cel puțin în zona asta, sunt cele de tip SUV. Q, cum se numesc alea? QX 30, 50, 70, da, ceva. Deci alea pot să zic că sunt foarte văzute, dar asta, coupe, coupe-uri, da, nu. Infiniti coupe nu prea sunt. Da. Și majoritatea care m-au întrebat ce mașină mi-am luat, le spun Infiniti și a zis: "A, pentru consum, nu? Ei tot se gândesc că e hibridă, da, electrică, da, da, sau da, da, da. Cred că o confundă cu Lexus lumea." Să știi că uite, far, o să caut o poză și o să o pun la montaj. Nu mai știu care model de Lexus, dar seamănă, aduce un pic. Oricum, japoneză tot pe acolo, ca și designul, cum seamănă și germanele, poate între ele, da, au un stil anume de a crea mașini. Da, da, da. Este Infiniti, este marca, să spunem, de lux premium, da, al Nissanului. Ok. Nissanul le prefabrică și... Deci avem tehnologie de Nissan cu motor de Mercedes. Da, cam totul e de la Mercedes, da, designul de Infiniti, dar e fabricat de Nissan. De Nissan. În Elveția. A, bun, bun, bun. E o amestecătură. Să fie mămăliga completă. Tocmai de-aia a ieșit ceva diferit. Ai apucat în timpul ăsta să-i faci vreo probă, nu știu, un 0-100, un 0-200, habar n-am. Nu, dar o să-i facem acum noi. Ok. N-am apucat că n-am avut când. Mi se pare că datele oficiale este decât 0-100 în vreo 7,2 secunde. Puțin. Ceea ce înseamnă, da, puțin, având în vedere și masa mașinii. 1700 kg. 0-200 nu am idee, că nu sunt date. 1700 kg nu e mult, doar că pentru un 2000 de 211 cai poate fi mult. Dar în schimb la confort câștigi faptul că e foarte bine insonorizată și nu te scârți atât, adică mergem deja poate de jumătate de oră și nici n-am băgat în seamă exteriorul, da, știi? Da. Și acum uite, o să punem pe sport un pic, okay, și să-i dăm un pic să vezi dacă, da, dacă simțim ceva, să te scoburăm așa. O să mi-am și scoburăm pe manual, okay, cu niște trepte, să vedem. Bun, deci cum am zis, te duce, se simte că are putere, doar că nu e încât să te sperie la modul... Știu că am probat-o pe ploaie de la 0 la 100, fără launch, fără nimic, și știu că a și patinat, adică se ducea. Deja știi mai mult decât mine. Un lucru interesant la direcția mașinii, în spatele volanului, până la roți, doar un cablu. Este electrică, complet. Ah, deci transmisia de semnal între volan și direcție e un cablu. Un cablu. Nu știu dacă e de bine sau de rău. Eu cred... Cu calorii 4. Bun, era fratele meu care e camera car. Na, să-l numim. Da, da. Lucru interesant la mașina asta este cum răspunde direcția. Deci fii atent, dai un pic de volan și uite, da, uite cum se duce. Wow. Un pic de cât. Vezi, uite. Mamă. Uite, direcție de genul. Uite, o să o probez și o să văd, dar probabil e și mai brutală. Am văzut pe Alfa Romeo asta, Giulia asta, nu? Da? Deci mașina are doar 180 de cai, tot așa, 2000 diesel, în fin. Dar direcția, păi frate, zici că au pus-o pentru circuit special, știi? Deci e foarte, foarte precisă. Și brachează foarte mult în raport cu cât învârți volanul, știi? Da, da, și cu cât mergi mai tare, trebuie să mișci mai puțin din volan ca să ia bărățile. Da, 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 da. Practic se întărește. Se și întărește, dar și unghiul. Sensibilitatea, da. Da, da, da. Am uitat să te întreb de roți, ce roți are? Sunt jante pe 19, da, și poți să alegi mărimea pe aceeași jantă, lățimea la cauciuc de 245, toate 4. Okay. A, e simetrică? Da, da. Culmea așa, adică... Ciuda, da. Da, da, da. Sau 255. Amândouă pe 40. A, ok. Și jiu-ul cât îl ai? Nu știu. Cred că 8 jumate. Pentru mărimea cauciucului, da, cam atât. Că ți acceptă astea două mărimi, da, de lățime, da, da, cam așa, 8 jumate. Eu știu că 8 îți acceptă 235 și 245 deja trebuie să treci, da, la 8 jumate. Da, nu știu sigur, nu sunt expert, dar... Ok. Ca detalii interioare, putem spune despre sistemul de audio. L-am provat înainte să dăm... Acum nu avem cum să vi-l arătăm pentru că, na, YouTube, știi, ne dă clipul jos. Da. Și n-are rost. Cu toate că la o să facă birol cu muzica, adică ai putea să dai un pic, da. Oricum e irelevant că pe cameră nu se aude ce auzi în realitate, da, 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 dar se aude foarte bine. Are 13 boxe. 13? 13.
Bose, nu știu cum se pronunță. Bose, da. Performance. Performance Series. Sistemul pe care Audi și chiar și Mercedes știu că le foloseau înainte. Acum au trecut cu Armand Cardon sau ceva. Da, mai multe au mai schimbat. Și la acum la Burmaster mi se pare. Da, Burmaster, da, exact. Oricum, ca și board, cum spuneam și Adrian, îmi place foarte tare cum te ține așa, parcă, bă, stai în cochilia ta acolo și dai tată drum lung. Te înconjoară așa de aici, te înconjoară, lângă ușă. Și consola asta cu... Bine, este un plastic lucios, dar pe dedesubt pare a fi fibră de carbon, nu? Da, ceva, da, ceva de... interesant. Mm-hmm. Dar vezi, au făcut-o cu albastru ca da, să fie albastru. Elegant. Da, exact. Plastic lucios care, cum vorbeam și noi, se zgârie foarte tare. Da, foarte asta nu-mi place. Ecranul ăsta e touchscreen, nu? Da, amândouă. A, ambele. Și GPS-ul tot. Instrumentarul de bord este cu ceasuri fizice. Da, ceasuri și mijlocul, ecran electronic. Celelalte detalii, piele peste tot, piele peste tot, de jos până sus, pe bord și așa au toate... Ca și scaune, nu știu dacă se văd, par a fi tip scoică, adică, dar te țin foarte mișto în lateral așa. Nu te presionează foarte tare cum sunt cele AMG, mi se pare, alea te țin, adică stai așa în ele. Da, da. Sau cele de pe GTR, la fel, adică au o poziție numai de atac, știi? În asta poți să te pui așa, cu picioarele lungite și... Cred că ei au căutat echilibru la mașina asta, exact, să fie, exact, să arate și un pic sport, să fie și confortabile, da, da, și la design ceva între și comportamentul mașinii. La fel, ea ca design arată mai sport, dar da, și elegant în același timp. Da. Asta cred că au căutat ei obiectivul lor. Putem să zicem că e un hibrid ca și caracteristici ale și prestații pe care le are. Toate că mulți zic că e hibrid sau electric, cum am zis și eu. Am intrat pe un drum... De țară. Care, pe un drum de țară care spuneam noi, în care spuneam că am putea face un launch, dar după cum vedeți pe cameră, da, probăm suspensia acum. Acum este în modul normal, nu? Da. Poți să o treci și în sport, doar ca să vedem, da, dacă schimbă. Foarte puțin, nu? Ba, uite, acum te țin puțin aici. Parcă tremură un pic mai mult. Eu știam că nu schimbă nimic, dar... Schimbă foarte puțin, nu e ceva sesizabil foarte tare, dar... Ia și snow, ce face snow? Și suntem la plajă, știi, culmea ironii, uite și palmieri. Parcă e mai tare pe snow. Suspensia. Da. Cu ce echipări vine? A, așa. Că mi-ai zis că poți să alegi ca și variantă de echipare, sport sau... Premium. Mm-hmm. Premium. Dar nu schimbă... Foarte tare, nu, ca și tehnologii. Singura... chestie opțională ce poți alege este trapă, dacă vrei trapă sau nu, și în rest îți vine cu de toate, GPS, sistemul ăsta de sunet, da, și pe urmă ca tehnologii citește semnele de circulație, okay, frânează singur dacă deci trece... Distronic, avem distronic, da. Urmărește singur o mașină, da, la orice viteză vrei. Lane assist avem, adică da, ține banda. Da, ține și banda, te anunță dacă te ia somnul sau ceva de genul. Da. Deci toate vin cu navigație, nu poți să alegi fără. Deci ce-mi place e că dai igual pachetul de echipare, vine deja cu tehnologiile astea de siguranță. Faruri, stopuri, da, full LED. Că chiar spuneam în niște vloguri anterioare că, bă, dacă ești mai sărac, nu înseamnă că trebuie să mor. Pune-ți, frate, tehnologiile de siguranță, nu? Da. Cum e și numărul de airbag-uri la diferite mașini. Știu că cele de tip limuzină vin cu mult mai multe airbag-uri față de o mașină normală sau sport, știi? Bun, băieți, dacă se poate, probăm repede și un launch. Așa, și să dăm SP. SP-ul jos. Așa. Cred că e cu brake pur stil ăla, că altfel nu. Ia. Oh, surprinzător, chiar. Băi, a dat bine. Pasărea. Nu știam unde să zboară, eu zbă, urlă. Băi, a dat bine. Bun. În video se vadă că eu am rămas, știi? Mă așteptam să patineze mult, dar n-am patinat. Și cu controlul off. Bun. Și pe mine m-a surprins un pic, adică a avut un mini launch la 2000 de ture, m-a lăsat. Da, bine, a plecat bine, nu? Jos pălăria, da. Cousin, a bus, it got the Nina ticket, it's tough.
smoking with the devil on that level, paranoid. The shit it got me on another bench, twisted on the dope. I lose my mind, crying. Bun, băieți, am schimbat locurile. Deci, ții pe frână, așa? Apeși pe frâna de mână ca și să ia. Apasă până jos de tot. Pe asta de aici, nu? Nu, mai în stângă. Hai, hai. Apasă și ia piciorul de pe ea. Gata, ai luat frâna de mână. Ah, ok. Ah, se pune și se ia din aceeași pedală. Da. Ok, și o dai pe D și... Stai, D nu merge, că să dau puțin în spate, nu? Ba, ieși, stai niște. Zici? Da. Dacă nu vine nimeni... Stai niște că nu dai. Sigur? Da. Bun, o am în confort acum, nu? Un standard, standard, adică, nu are confort. Are standard și spor și snow, atât. Uite, acum am simțit-o că am schimbat treapta puțin, că a prelungit. Oriunde am călcat eu foarte puțin, că nu am turat-o, dar parcă a prelungit puțin schimbarea așa și ăsta e un semn că ar fi poate cu convertizor de cuplu. Poate, nu știu, sigur o să ne informăm după sau dacă nu, lăsați voi în comentarii. Din câte am înțeles, schimbul ăsta de viteză așa care... Mai prelungit. Mai mult, în standard cel puțin, da. E tot pentru confort, să nu te bruscheze. Ok, deci probabil, cum am vorbit și la început, să fie ambreiaj dublu, doar că softul e programat încât să nu bruscheze foarte tare. Dacă ai văzut că am plecat de pe loc, da. A schimbat, te-a bruscat. Nu, a bruscat, da. Cum, din soft cred că e făcut așa. Bun, 120 viteze de croazieră, 2000 de rotații, deci avem cuplu, adică... Așa merg eu cu un diesel, practic. Știi, mergi în A7, cred că. Nu ți arată. Nu ți arată. Numai dacă o pui pe manual. Ce-mi place foarte tare. Bine, și mașina este mare, dar băi frate, are oglind stat. Adică când te uiți, băi vezi și avionul, nu doar mașina, știi? Chiar că zici că-s de SUV. Pe bune, nu. Și probleme de genul, cred că la BMW am întâlnit oglinzi mici. La Mustang ai văzut că le are mici. Da, da. Care, na, sunt mașini mari. Eu cred că s-au gândit la chestia asta, să ai vizibilitate bună, pentru că... aripa din spate, da. Iese așa în afară. Parcă ar fi un wide body, nu? Da, ceva da, de genul, da. Nu arată. Și ți ocupă mult din vizibilitate. Da, și da, da. Acum eu cred că au făcut așa mai mare ca să vezi bine. Păi da, merge foarte rafinat, adică uite, 120 și vorba ta zici că electric mai mult cred că se aud oglinzile, fiind mare, adică se aud de la vânt, dar în rest nu auzi motorul. Vântul și roțile se aud, că nu. Și, da, până îi vom schimba evacuarea. Fix asta vreau să punctez. Din câte știu, vrei să-i faci un... Nu știu încă dacă vrei să-i faci vreun stage, nu? Nu. Nu știu dacă merită, că mare schimbare nu cred că o să fie. Da. Fiindcă în ea nu simți viteza. Da. Și la cum merg eu și cât de puțin o folosesc, nu știu, deocamdată. Și un an de zile are garanție, așa că nu-i ating nimic. Da. Da, evacuarea, da. Că s-aude frumos, am auzit, unul are un prieten, are mașina asta și s-aude frumos. Băi, deci uite că s-o obișnui cu a mea, cum merg așa la viteza. Deci aici, oricât de puțin aș mișca, bă, mașina se mișcă, frate. Da, răspunde de la direcție imediat. Exact cum ai zis tu, ai de fiind foarte bine. Parcă nu te provoacă să-i dai, nu? Te da, lasă liniștit. Îți place că merge așa, da, ea... Îi apreciez eleganța și rafinamentul cu care se comportă. Nu, stai, poți să... Cu cât o iei mai lent, cu atât simți mai tare. Da. Deci pui viteza care vrei să mențină, da, și dai în jos de asta. Unde de asta. Set. Da. În jos, gata. Acum merge la 97. Și urcă până la 104-105, urcă-l ca să mergi la 100. Dă-i în sus, de ăla. Așa. Dă-i până la 100, poți să ții apăsa pe el în sus. 105, okay, cam așa. Okay. E o mașină de 30 plus, pentru un om serios, nu... La mine? Da, 30 da, plus? Da. Serios, da, da. N-am vrut să zic asta, dar s-a potrivit, știi? Te ține în afara oricărui pericol de a lua amen, să zici. Da, bine, da, dacă vrei. Ei și cu... Da, corect. Iau dacă... și Octavia, dacă... Da, da. Ca aici la ce... Fii atent, deci să pună 60 pe rondă pe afară, 60, exagerat. Și da, 30 da, în oraș, da, da, legile da, nu în Spania. Da, deci, da, da. Te doare capul și pun și rar are ca să te prindă. Și sunt foarte conștienți că nici dracu nu o să meargă așa, adică... Dar nu poți, cu 30 tot... mergi în a tâia, da. Păi mă, mergem pe jos, ne luăm toți trotinete, știi? Da. Bă, nu am nimic împotriva trotinetelor, dar... Vreau să menționez faptul că cine merge cu ele, majoritatea oamenilor, bă, sunt foarte neasumați. Și se pun pe ei în primul rând în pericol, că sunt foarte expuși. Și în al doilea rând te pui și pe tine în pericol, că bă, îl vezi pe unul că sare cu trotineta în drum, ceea ce am pățit de multe ori. Și trebuie să tragi ori stânga, ori dreapta de volan ca să poți să le vizi cumva, știi? Da. Și nu știi pe unde se întâmplă asta, că în general au început să meargă și prin sensuri giratorii.
Nu semnalizează, nu, deci nimic. Merg ca și cum... Calm, stai calm. Uf, m-a enervat. Dar știi că a ieșit, probabil acum un an, când încă eram în carantină, a ieșit știrea aia acum că unul pe aici, fix aici, prin zona noastră, a mers cu 120 sau ceva de genul, cu o trotinetă din aia pe drumul național. Mamă, avea 34. Da, era trucat, era, deci era toate alea făcute pe ea. Și a ajuns la viteza aia și omul mergea ca și cum, bă, îi flutura cămașa, îi făcea toate alea pe el și n-avea nicio treabă. Pe aici mai sunt radare sau? Ce am să o schimb în sport sau în manual să vedem? Așa? Ioane și... Nu mai sunt. Deci trage așa, linear. Linear, da. Și lungește destul, da? Da, da, da. Deja. Bun, 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 gata, mi-ajunge. Deci se aude, pot să zic că evacuarea nu se aude absolut deloc. În schimb se aude motorul. Dar are un sunet diferit, că TT-ul suna așa motocicletă. Da, 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 da. Ăsta sună turr, parcă ar fi mai mare decât e, cumva. Un fel de V4. Corect. Bun, băieți, cam atunci cu clipul acesta. Îi mulțumim și de data asta lui Ciprian, care este în spatele camerei pentru că operatorul ne-a plecat. Lăsați acolo un like și un comentariu ca să încurajați proiectul. După cum știți, pe noi ne găsiți și în Instagram, Roberto Bertini, Vlad de Doar, care lipsește, și Cipri89. Toate le vom lăsa în descriere. Vom lăsa link-ul aferent vlogului trecut. Și până data viitoare, știți prea bine, încălcați prea tare.